Fabrica de vinuri spumante Silvania, înființată în 1974 la Șimleu, Silvania, a fost achiziționată în anul 2013 de un om de afaceri local, iar investițiile serioase au început să se vadă. S-au reabilitat spațiile și s-a pus accentul pe modernizarea tehnologiei. Conform celor declarate de oenologul Emanuel Reolon la Șimleu Silvaniei, se află cea mai mare cramă din România, cu lungime totală a galeriilor de aproape 4 km, săpate la 60 de metri sub măgura Șimleului. Galeriile păstrează o temperatură constantă de 12 grade Celsius, ideală pentru producerea vinurilor spumante. Noii proprietari își propun să continue producția de vin spumant folosind struguri din propria podgorie. Metoda folosită este metoda clasică, care constă în fermentația secundară a vinului în sticlă. Procesul de producere a vinului spumant este unul complex și presupune îndeplinirea mai multor etape. Obținerea vinului de bază, asamblarea și cupajarea acestuia, pentru obținerea unor loturi omogene, tirajarea și apoi turnarea în sticle a amestecului obținut. Sticlele sunt așezate în pupitre speciale în galerii și sunt lăsate o perioadă de mai multe luni, timp necesar procesului de învechire a vinului. Urmează operațiile de remuaj și, în final, degorjarea, realizată doar de muncitori cu experiență. Administrarea licorii de expediție este ultima etapă a procesului de producere a vinului spumant. Tăria alcoolică a vinului se face în condiții de laborator și nu poate fi mai mică, de 8,5% în volume. Vinul spumant reprezintă cea mai importantă și apreciată grupă a vinurilor speciale, iar obținerea acestuia presupune pregătire. După ce am turnat sticle, adică după ce am făcut îmbutiliere, sticle vine în beci și rămâne aici cel puțin un an, timp în care se face a doua fermentare, adică proces de spumantizare. În perioada aceasta, drojdie fermentează și, în plus, se dezvoltează gust vinului spumant. Și, încet, încet, în timp în care se face a doilea fermentare, drojdie începe să se depună pe sticlă. Și, datorită faptului că este o presiune mare și alcool, drojdie se rupe și de acolo, din momentul în care drojdie începe să facă liză, se zice din punct de vedere tehnic, se formează bule de dioxid de carbon. Și cât mai mult rămâne vin în contact cu drojdie, atât mai finuțe sunt bule și atât mai plăcut este vin spumant care rezultă. Și după un timp, când vrem să scoatem vin pe piață, începem să punem sticle în poziția verticală, adică din poziția orizontală le aducem încet, încet în poziția verticală prin un proces care se numește remuaj. Și prin procesul ăsta, drojdie ajunge în gâtul sticlei. Și când toată drojdia este în gâtul sticlei, se va face un proces care se numește degorjement, degorjere în română, care prevede ieșirea drojdilor din gâtul și dopuirea cu dop de plută și după aia mai departe etichetare și vânzare. Din poziția orizontală în care a fost sticla pentru al doua fermentare, trebuie să o aducem la o poziție verticală. Și cum facem? Facem prin proces de remuaj. Proces de remuaj, practic, este folosind pupitre, care sunt stativele de lemn, da, mulțumesc. Folosim pupitre, punem sticla la început în poziția aceasta, care este aproximativ orizontală și încet, încet, fiecare o zi da, o zi nu, deci fiecare două zi, facem o mutăm, adică facem o mică rotire, da, din o optime, fiecare două zile, până când sticla ajunge în poziția verticală. Chiar acum l-am făcut foarte repede, dar de obicei procesul de remuaj durează în jurul o lună jumate,
în care tot e făcut manual, normal, și la sfârșitul din proces de remuaj, tot vin înăuntru, adică spumant este limpede și toate drojdie s-au așezat în dop. În momentul în care drojdie sunt toate așezate în dop, putem să trecem la proces de degorjement, ceea ce înseamnă că dăm afară dop și împreună cu dop iese și drojdie, care au făcut a doilea fermentare, vin rămâne limpede, punem dop de plută și putem să ieșim pe piață cu vin.